sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi de România. A fost invitat și vicepreședintele acestei asociații, domnul Ceaba Balaci, dar datorită condițiilor meteo nefavorabile, dumnealui a anulat prezența în ultimul moment, așa încât ne-a transmis un cuvânt pe care o să-mi permit să vi-l citesc, dacă îmi permiteți. Stimați oaspeți, cu regret trebuie să vă comunic că din cauza condițiilor meteo nefavorabile nu pot participa. Dumnezeu decide. Cu atât mai mult voiam să particip la vernisajul expoziției domniei sale, pentru că și eu eram un mesager al Iașului anilor 70 prin fotografiile mele pe care le-am publicat în revistele studențești Viața Politehnicii, Opinia Studențească, unde în anii de studenție am fost fotoreporter, iar în revistele culturale Cronica, Convorbiri literare, de asemenea am publicat fotografii artistice, precum și diferite portrete ale artiștilor plasticieni. Cu Marius Romila ne-am cunoscut doar prin spațiul virtual, însă cu ocazia primei sale expoziții din Turnul Bolii, mi-am dat seama că este un artist cu o sensibilitate de excepție, care poate să compună mesaje către publicul larg. Văzând câteva din lucrările sale, pe care le va expune astăzi în Turnul Bolia, mi-am dat seama că este un artist devotat. Era de așteptat ca tema expoziției să fie Iașul tuturor timpurilor, fiindcă Asociația Centrul de Promovare Turistică Iași este organizatorul prezentei expoziții și presupun că un obiectiv comun al asociației și al artistului este promovarea turistică a Iașului. Așa simt că obiectivul principal prin fotografiile expuse va fi îndeplinit. Prin fotografii regăsim obiectivele culturale și turistice prezentate artistic, dar artistul prin diferite forme și stiluri de exprimare obișnuiește cu profesionalism să folosească tehnica zilelor noastre. Poetul Vasile Alexandrii, dialogând cu Mitropolia Țării Moldovei, este o compunere sensibilă care transmite sentimente subtile, iar prezentarea orologiului prin seria de fotografii simt că vor atrage un mare număr dintre turiștii și vizitatorii curioși. Compozițiile nocturne ne comunică că Iașul de altă dată și Iașul de azi de asemenea este atractiv și arată o față mai puțin cunoscută pentru o parte dintre noi. Eu vă doresc sănătate, bucurie și multă lumină pentru artistul fotograf, iar pentru admiratorii artistului, dumneavoastră, cei care sunteți prezenți astăzi aici, un Crăciun fericit și la mulți ani. Ceaba Balaci, vicepreședintele Asociației Artiștilor Fotografiei România, reprezentant IAP pentru România. Miercurea Ciuc, 3-a 12-a 2014. Căruia vreau să-i mulțumim și noi, partenerii dumnealui în acest proiect, pentru pasiunea care a depus-o, pentru timpul pe care și l-a dedicat aceste expoziții, care un timp prețios din timpul său liber. Și ne dăm seama, privind și și fotografiile aeriene, că trebuie să fii foarte dedicat ca să faci astfel de fotografii. Îi mulțumim și pentru modul în care și-a dedicat tot efortul în aceste zile pentru amenajarea expoziției aici, în Turnul Bolia, pentru că nici acest lucru nu a fost ușor. Mulțumesc de asemenea și angajatului asociației noastre, domnul George Pironescu, care împreună cu domnul Marius Romila a depus un efort deosebit. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care sunteți prezenți astăzi aici și care puteți vedea, așa cum spunea domnul Ceaba Balaci, dialogul pe care mi-l propune domnul Romila. Eu personal am văzut în această expoziție dialogul personal al domnului Romila cu Iașul și modul în care ne propune dumnealui să privim Iașul, pentru că ne propune să vedem Iașul din mai multe perspective. Ne propune să vedem și Iașul istoric, și Iașul artistic, dar și Iașul industrial care a fost odată și pentru care cei mai tineri nu mai reprezintă nimic, pentru că dumnealui prin fotografiile aeriene ne prezintă și depoul, ne prezintă și o parte din zona industrială, cercul, așa cum îl știm noi
cei un pic mai puțin tineri, ca să zic. Și ne prezintă și câteva obiective din Iași care eu am văzut aici o propunere subtilă pentru autorități, pentru cei care ar putea să facă ceva de reabilitare, pentru că ne propune câteva monumente și obiective din Iași care par căzute în uitare, ca să nu spun căzute în paragină, dar pe care dumnealui le scoate în fața obiectivului și în fața noastră a privitorilor, ni le aduce în atenție și în acest fel ne arată că a depus și o muncă de cercetare, a luat Iașul la pas și a descoperit toate aceste obiective care nu sunt turistice, că nu au cum să fie turistice, dar iată că pot deveni turistice pentru că ele reprezintă o parte din istoria Iașului. Mie personal mi-a plăcut și modul cum a conceput afișul, adică tot un dialog între două simboluri ale Iașului, între turnul Goria, care a fost simbolul orașului Iași înaintea Palatului Culturii, față-față cu Palatul Culturii, obiectivul care este acum simbolul orașului Iași. Deci, iată că domnul Romila ne propune o perspectivă deosebită asupra Iașului și, desigur că este o provocare ca toți cei care vor veni să viziteze expoziția să regăsească înăuntru dumnealor o modalitate de a privi Iașul și de a ne spune cum văd ei Iașul. Poate că îl văd diferit de domnul Romila, dar îl văd diferit prin uitându-se la fotografiile realizate de domnul Romila. Eu vreau să-i mulțumesc și sper să mai colaborăm și la alte proiecte. Vă fac cunoscut că expoziția Iașul meu drag, imaginile din expoziție se regăsesc și într-un album pe care l-am realizat împreună cu domnul Romila. Albumul este realizat într-un tiraj redus, deoarece, după cum vedeți, este destul de voluminos și ca urmare este și suficient de scump. Și mai ales datorită faptului că domnul Romila, ca un profesionist ce este, și-a dorit ca albumul să aibă și un număr ISBN. Aceasta presupune, conform legislației, că vor trebui trimise 3 exemplare din album la Biblioteca Națională din București, un exemplar la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași, 2 exemplare vor fi trimise la Asociația Artiștilor Fotografi în România și, ca urmare, dacă vor fi doritori care își vor dori acest album, vor trebui să și-l achiziționeze contracost într-un tiraj care va fi comandat ulterior. Eu vă mulțumesc și îi dau cuvântul domnului Romila să ne spună câteva cuvinte. Bună seara și bine ați venit! Înainte de a începe acest proiect, credeam și eram ferm convins că cunosc bine orașul. Că știu bine Iașul, îl luasem de foarte multe ori la pas. Vreau să vă spun însă că mergând cu aparatul veșnic pregătit pentru a realiza aceste fotografii, mergând la pas, am descoperit, dacă vreți, faptul că nu cunoșteam foarte bine orașul. Vă invit să cunoașteți și dumneavoastră alături de mine. Aș începe prezentarea fiind în fotografiile aeriene realizate cu sprijinul unui prieten, pilotul Marian Chiviță. Am zburat împreună cu el, cu mare emoții, vă spun sincer, am zburat împreună cu el în avion de două locuri deasupra Iașului pentru a realiza aceste fotografii. Aș vrea să vă spun că expoziția am gândit-o ca un dialog între două simboluri ale Iașului, pe de-o parte Palatul Culturii și de partea cealaltă Mănăstirea Goria și cu alte fotografii în jurul lor, evident. Pentru că toți suntem în preajma sau în apropierea zilei de 1 decembrie, care tocmai a trecut, aș vrea să ne amintim cum sunt niște eroi Iașului. Este în spatele mausoleului eroilor din zona Talata. Am descoperit, pot spune că am descoperit, un cimitir al eroilor din 1918, un cimitir luptat, cum ne spunea și doamna, și lăsat oarecum în paragină. De asemenea,
încerc să vă prezint, să vă arăt și câteva imagini cu Iașul noaptea. Iașul noaptea care este extraordinar de frumos, un oraș luminat în ultima perioadă, un oraș de care autoritățile încet să aibă grijă. Nu vă ascund faptul că de foarte mult timp îmi doream să fac ceva pentru orașul Neagră. Așa s-a născut acest proiect expozițional, pentru care eu mulțumesc foarte mult pentru sprijin doamnei Gheorcea pentru și asociației Centrul de Promovare Turistică a Iașului. Bineînțeles și a FR-ului, îmi pare rău că n-au putut veni domnul Bala și dar cuvântul dumnealui m-a onorat. Și aș vrea să vă invit și la etajul al doilea, unde avem o surpriză, o nouă expoziție, locuri sacre ale românilor. Câteva, evident, locurile sacre, nu puteam să le pun pe toate într-o expoziție și cred că nici n-am reușit să ajung la multe dintre ele. Am considerat că ca un loc sacru, un loc în care omul a regăsit legătura cu Dumnezeu, a regăsit legătura cu divinitatea, mai bine spus, un loc în care divinitatea a lăsat un semn. Un semn putând însemna o artă, un loc în care omul simte sacralitatea. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și vă invit să vizităm cele două expoziții.